Bună ziua, dragii mei, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă sesiune de Camellia Coffee. O sesiune extraordinară. De ce? Pentru că este la o oră neobișnuită, nu e nici dimineață, nici seară. În fine, e puțin după prânz. Tamam bun. Tamam bine pentru cafea, nu? Pentru că de data aceasta, pe lângă cănița de Camellia Coffee în care am o limonadă, de fapt un ceai macerat la rece, mi-am făcut de data asta și o cafeluță pe care n-am putut să o beau. E o cafea din plante, ca să știți, așa n-am apucat să o beau pentru că sunt, dragilor, pe fugă, printre bagaje, printre alte chestii, pentru că de seară o să plec într-o mică vacanță. Și atunci, pentru că nu vreau să rămân datoare, voi știți că îmi place să-mi onorez întâi și întâi datoria, da? Ce să fac? Un defect profesional sau nu știu cum să zic, dacă este, și eu zic că este o calitate totuși să ai simțul responsabilității și să ai chestia asta, să-ți faci întâi datoria și după aceea distracția și alte lucruri. Cam așa am fost eu educată, crescută și m-am și ținut, ca să zic așa, în acest spirit. Probabil că este și un motiv pentru care am ajuns să fiu aici în fața voastră. Și eu sunt deosebit de bucuroasă. Este început de săptămână. Sper să aveți și voi o săptămână grozavă în continuare. Mai ales că este ultima de vară oficial. Da? Este ultima săptămână de vară oficial. Augustul se termină. Vine septembrie cu toamna, ce să zic, le luăm așa cum vin, Doamne ajută să fie cu sănătate și să ne fie bine, asta este cel mai important. Eu sunt Camellia Tița, prietena voastră, vreau să cred că deja suntem prieteni și mai spun despre mine că sunt demolator de credințe limitative și căutător de comori. Îmi place să caut și să găsesc în interiorul oamenilor sămânța măreției, spun eu așa, comoara pe care fiecare dintre noi o avem în interiorul nostru, dar fie nu suntem foarte conștienți de ea, fie nici măcar nu ne punem în intenție să o scoatem așa la lumină, da? Și sunt printre noi care fac săpături adânci și se apropie tot mai mult de acea comoară, sămânța măreției personale. Dar fiecare dintre noi mai avem de lucru. Niciodată nu se termină în a lucra cu noi înșine. Pe lângă acestea, voi știți, dragilor, că lucrez cu oamenii de 43 de ani ca profesor și psiholog și astăzi avem o temă destul de incitantă, cred că v-ați tot gândit așa, cam despre ce-o fi vorba în această sesiune cu tema comportamente de maimuță. Și pentru că, dragilor, pe seară o să vizionați o emisiune, sper să o faceți, la Concret TV Oltenia, dacă zic bine, emisiunea Statul de Drept, unde Remus Iordache m-a provocat ca să vorbesc despre psihologia maselor, manipulare și tot ce înseamnă diferite scheme de influență. V-aș recomanda să o vedeți acea emisiune, probabil că veți avea posibilitatea să o vedeți și în reluare, nu știu. Eu o să mă străduiesc să intru în posesia link-ului și să pun și eu la mine pe pagina, sper să și reușesc. Și cred că va fi o emisiune interesantă și pentru că tot m-a provocat Remus la această temă, provocatoare, incitantă, cum spuneam și pentru mine, am zis să merg în același spirit și astăzi la comportamentele de maimuță. O să atingem și acest subiect, pentru că ne place, nu ne place, fac parte din viața noastră și pentru că ne așteaptă niște alegeri și niște campanii care nu sunt deloc puține la număr, campanii politice, și ne așteaptă circ, distracție, sau nu știu cum să-i mai zic, și supărare, și pentru că politica vine la pachet cu de toate din punctul meu de vedere și voi știți că este un subiect pe care ar fi bine să nu-l abordăm dacă nu vrem să ne certăm, da? Pentru că fiecare dintre noi putem avea afinități deosebite și atunci să nu ne prea potrivim în păreri. Deci
Știți cum se spune, despre politică, despre religie, despre bani, sunt subiecte tabu, să nu prea vorbești. Dar nu o să avem încotro decât să vorbim, pentru că va fi an electoral și atunci nu avem decât să vorbim și despre asemenea lucruri. Deci o să ating câteva subiecte, poate sensibile pentru unii dintre voi, pentru cine va mai asculta ulterior. Știți că îmi place să spun lucrurile pe nume, încerc să-mi pun și mănuși atât cât pot. Așa, având în vedere că e foarte cald, dar nu știu dacă e indicat să-mi pun mănuși. Apropo, vă spriți voi, da? O să văd cât reușesc, măcar din alea așa de macrame mai subțirele, pentru eleganță, nu? Nu pentru altceva. Bun, și deci spuneam că tema va fi destul de incitantă și vă sfătuiam eu ca de fiecare dată să vă luați ai voștri copii și să vă uitați împreună la această emisie. Dragii mei, poate sunteți la servicii, nu puteți să faceți asta, copiii sunt acasă, voi la servicii, indiferent în ce activități sunteți prinși, e ok, veți putea vedea în reluare, știți că va fi și pe canalul meu de YouTube. Apropo, unde vă rog frumos să vă abonați, ca să puteți avea acces la toate gândurile cu tâl, toate materialele, emisiunile și tot ce mai fac eu vor fi acolo și în felul acesta știți că veți primi notificări și veți fi invitați, dacă veți dori, să urmăriți din cele care mai apar cu mine. Bun. Ca de fiecare dată, eu vreau să mulțumesc din start prietenilor noștri care și-a timp să pună întrebări, o să o fac și de această dată. Le mulțumesc din suflet pentru întrebările care o să aducă prin răspunsurile pe care o să le ofer mai multă claritate, mai multă, o să ne dea plus de valoare, pentru că de fiecare dată sunt întrebări bune, sunt întrebări variate care aduc în atenție și alte subiecte și atunci eu zic că această cafeluță a noastră tâncuită are mai multă savoare, așa și chiar un caimac savuros, grație întrebărilor pe care le pun prietenii noștri. Și pentru că suntem la o sesiune de Camellia Coffee, totuși, da? Haideți să vedem ce avem aici și, bineînțeles, de fiecare dată încep cu lumina. De data aceasta am icoana Maicii Domnului cu aripi, pe care v-am arătat-o și ieri de la Mănăstirea Govora. Știți că este o icoană unică, pictată acolo când se intră la Mănăstirea Govora. Este foarte sugestivă, eu o iubesc foarte mult, este măicuța Domnului, vedeți cum își întinde aripile protectoare și sub aripile ei protectoare, să zicem așa că încape toată lumea care crede și își dorește să fie sub protecția Maicii Domnului, da? Am și o plântuță frumoasă, o să o vedeți în fotografie. Mai am aici cărticica de povești pe care o să o folosim și evident că avem cănița de Camellia Coffee, de data aceasta cu un ceai de trandafir și rodie, da? Și o să mai iau totuși o gură de cafea. Dragilor, cred că e prima dată când pe bune îmi beau cafeaua aici cu voi. Este o cafea din cereale, deci din plante, ca să știți, la care eu adaug puțină ganoderma. Da? Știți că mi-am schimbat foarte mult stilul de viață, am foarte multe schimbări și până când și cafeaua mea s-a schimbat, da? Bun, e bună, să știți, e foarte bună și e mai sănătoasă, sunt convinsă de asta. Nu știu cum a fost săptămâna voastră, noi ne-am văzut luni acum o săptămână și am vorbit atunci despre roadele speciale pe care le oferim fiecare dintre noi după ce vorbisem noi despre darurile speciale. Eu sper că v-a fost bine în acest interval de timp. Dragilor, aș vrea să fac o mențiune. Se întâmplă foarte multe lucruri în jurul nostru, din păcate nu prea auzim de bine, da? Mă rog, acel accident nefericit care ne-a întristat pe toți și ne-a pus pe jar, așa ca să zic, inima, sufletul și cred că toată lumea, toți părinții sunt cu gândul acolo, aceste explozii de la Crevedia, tot felul de evenimente care ne încearcă, se pare,
ne încearcă la toate nivelurile, ne încearcă și personal pe fiecare dintre noi. Unii suntem mai implicați, da? Sunt mai implicați, alții mai puțin implicați, direct vreau să spun. În schimb, la nivel emoțional, în conștiința colectivă, eu sunt convinsă că toată lumea este implicată, pentru că este imposibil să auzi de așa ceva și să nu fii afectat în vreun fel, pentru că doar suntem oameni și este normal să se întâmple asta. Dacă suntem atât de detașați, ca să nu zic nesimțiți, da? Până la nivelul în care să nu ne intereseze, să nu ne afecteze în niciun fel și cumva să nu ne atingă o coardă sensibilă acolo, în natura noastră umană, nu e de bine, să știți. Înseamnă că avem niște probleme și ar fi bine să vedem despre ce blocaje este vorba, pentru că întotdeauna este așa. Altfel ar trebui să fim empatici, să rezonăm valorile umane, acelea care țin de specia noastră, dacă suntem oameni, ar trebui să fie prezente și să se manifeste atunci când ne confruntăm cu asemenea situații sensibile. Dar vreau să zic așa, se întâmplă multe, s-au întâmplat, se întâmplă și se vor mai întâmpla, să știți. Aș vrea să nu ne lăsăm afectați într-atât încât să cădem în extrema cealaltă. Mai degrabă aș vrea să ne focusăm pe ce putem face pentru acești oameni, da. Să vedem cum putem ajuta fiecare acolo unde suntem, măcar și cu un cuvânt de încurajare, cu un mesaj, cu un, nu știu, habar n-am, sunt oameni care pot să facă mai mult, da? Să se implice mai mult până la a face demersuri, nu știu, a face... nu știu cum se numesc petiții sau nu știu cum se numesc din astea scrise în care să-și arate suportul, sprijinul și de ce nu să-i ajute pe cei în nevoie cu prin demersurile chiar și din punct de vedere legal. Deci fiecare dintre noi ar trebui să fim solidari cu gândul acolo, să empatizăm, dar nu să intrăm în poveștile oamenilor și să ne distrugem noi, ca să zic așa, viața noastră, binele din familie și liniștea și pacea dinăuntru nostru, da? Da, este greu, o să ziceți poate că n-ai cum și așa, dar eu vă spun că se poate, da? Adică trebuie să ne păstrăm acea doză cerebrală și cumva să avem autocontrol, empatizăm, ajutăm, ne focusăm pe soluții și nu pe problemă, nu ne victimizăm și nu începem să cum să zic, că nu ne ajută cu nimic acum să înjurăm, să ne dăm toalele peste cap, cum s-ar zice așa pe românește, adică să începem să bălăcărim și să aruncăm cu venin în stânga și în dreapta. Evident că suntem toți afectați și nu se face așa ceva, da? ce s-a întâmplat. Dar haideți să nu ne dezbrăcăm, ca să zic, de caracter și să o facem focusându-ne, cum spuneam eu, pe soluții. Asta ar fi sfatul meu, da? Prietenesc, evident. Deci noi ne-am văzut luni, dragilor, și vreau să vă spun că am vorbit despre lansarea cursului Parenting cu mintea și sufletul. Vă mulțumesc din suflet, m-ați contactat foarte mulți oameni, grupa deja s-a format, cred că mai sunt vreo două locuri, dacă nu mă înșel. Mai aveți posibilitatea, deci cursul începe pe 14 septembrie, mai aveți posibilitatea să vă înscrieți încă cu posibilitatea plătirii în 3 tranșe, chiar, da, pentru că este 1230 acum de data aceasta prețul, dar în schimb aveți niște bonusuri, aveți acolo niște avantaje, da, și de data aceasta aveți și acest avantaj de a plăti în 3 tranșe. Vi le recomand, va fi un curs complet și complex, care va ajuta pe toată lumea, da? Indiferent că sunteți părinți sau nu sunteți părinți, ci doar vreți să vedeți cum stau lucrurile din perspectiva copilului, da? Pentru că avem acolo, să știți că în grupa noastră de părinți avem și pe cineva care încă nu are copil și vrea să înțeleagă mai bine dinamica relației părinte-copil și psihologia, de ce nu, a copilului, a părintelui și să se pregătească cumva pentru timpurile când
va fi părinte, da? E minunat că se preocupă de dezvoltarea personală în acest sens și eu vă încurajez, ar fi minunat să facem, dar ce să ne facem că sunt părinți cu mai mulți copii care nu văd necesitatea să se să își adauge valoare pe această parte, da? Gândindu-se că sunt părinți și că pot face totuși lucrurile mai bine. În Clubul Femeilor Puternice, marți, am avut un atelier de autocunoaștere pe evaluarea respectului de sine. Ne-am aplicat un chestionar Rosenberg. A fost foarte interesant rezultatul. Am primit și niște validări. Faptul că am tot lucrat cu noi în club, sigur că sunt doamne care au făcut niște progrese spectaculoase la imaginea și respectul de sine, s-au și văzut în rezultatele chestionarului. A fost un moment revelator de autocunoaștere, de dezvoltare personală și mai ales de validare, de validare a eforturilor pe care le depunem cu toatele acolo, ca să evoluăm, da? Pentru că scopul nostru este să devenim mai bune, evoluția. Ăsta ar trebui să fie sensul vieții tuturor. La recunoștință, dragilor, astăzi vă sunt foarte recunoscătoare vouă pentru toate mesajele și gândurile pe care le-ați trimis spre noi, către familia noastră, cu ocazia zilei nepotului meu, Alexandru Gabriel, cel de-al doilea nepoțel, care a împlinit 14 ani. Și cu această ocazie eu am postat ceva pe pagina mea și ați fost atât de generoși, nu știu, vreo 200 și ceva de mesaje. În fine, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris, indiferent unde, pe ce cale, vreau să vă mulțumesc pentru gândurile voastre frumoase. De asemenea, tot la recunoștință, vreau să mulțumesc în avans pentru vacanța pe care o să o încep astăzi, de seară. Da? Deci o să merg în insula Creta pentru prima dată în Grecia și o să vă pun poze. Cu siguranță va fi frumos. N-am fost niciodată. Am fost în pelerinaje, în 4 pelerinaje în Grecia, în mai multe insule, Evia, Egina, Corfu și pe continent. Da? Am vizitat locuri sfinte. De data aceasta mergem împreună, eu și soțul meu, în insula Creta și sper să fie totul în regulă și la recunoștință mulțumesc în avans pentru reușita acestei vacanțe, bineînțeles, lui Dumnezeu. Și vă îndemnam și pe voi să mulțumiți în avans pentru toate lucrurile pe care vi le doriți să le aduceți în viața voastră cu realizări, cu bucurie, pentru că Dumnezeu este acolo cu urechea ciulită la fiecare dintre noi, să știți. Chiar și aici e cu urechea ciulită, da? Ia să văd ce mai spune asta, da? Adică de mine. Așa, ia să văd ce mai învață pe oameni și așa. Și eu mă simt foarte responsabilă, să știți, apropo de tot ceea ce spun aici și mă pregătesc, știți că mă pregătesc, da? Pentru ca ceea ce spun să fie, cum să spun, și corect, da, dar mai ales să fie punctual, să ajute oamenii cât mai mult și să le ofer, că ăsta este scopul meu aici, să le ofer răspunsuri întrebărilor pe care le au și la care pot eu să răspund. Dacă nici eu nu le știu pe toate, dacă nu știu să răspund, întreb și eu la rândul meu pe altcineva care știe de cine ține problema respectivă, dacă nu ține de mine, și totuși vin aici cu un răspuns, dar de fiecare dată v-am și spus, da, de unde, cum și care a fost sursa răspunsului. La reflecție, dragii mei, spuneam că avem o poveste, am zis eu puțin haioasă, cu niște maimuțe. Dar pe cât este ea de haioasă, să știți, această poveste, este și foarte, are un tâlc, un miez profund, inteligent. De ce? Pentru că el este rezultatul unui experiment științific și o să vedeți că sunt niște concluzii la care ar fi bine să reflectăm cu toții, pentru că ne caracterizează, dragilor. Și în felul acesta ne-am putea explica noi nouă de ce acționăm într-un fel anume de multe ori pe care nu-l înțelegem, de ce acest efect de turmă, mai zicem noi, efectul de turmă, da? Care de multe ori nu se justifică și o să vedeți în emisiunea de deseară cu mine, în Psihologia Maselor, că uneori facem lucrurile
da, ne aliniem, ca să zicem așa, unei conștiințe colective, fără să înțelegem sensul de ce facem acele lucruri, ba, putem să facem lucruri chiar și împotriva noastră, fără să ne dăm seama. Da? Din inconștiență, ignoranță, dar este acel efect de turbă. Ce să facem? Așa funcționăm ca oameni, da? Trebuie să înțelegem și câte ceva din psihologie și din misterele creierului nostru. Maimuțele și bananele se numește povestea noastră. În secolul trecut s-a făcut un experiment pe un grup de maimuțe care a revoluționat neuroștiința. Merită povestit ceea ce au descoperit cercetătorii. Să vedem în ce a constat. Un grup de oameni de știință a închis 5 maimuțe într-o cușcă de mari dimensiuni. În mijlocul cuștii era o scară care ducea la un cârlig de care atârnau mai multe banane. Și ca să vă reprezentați voi mai bine mental cum erau maimuțele închise în cușcă, da, o să vă arăt aici. Deci, într-o cușcă mare, 5 maimuțe, în mijlocul cuștii, o scară și deasupra scării niște banane atârnau. Da? Voi știți că bananele sunt fructul, alimentul, ca să zicem, preferat al maimuțelor, da? Să vedem ce s-a întâmplat și în ce a constat, de fapt, acest experiment. Primul lucru pe care l-au făcut maimuțele a fost să urce până la acest aliment care le place atât de mult, dar de îndată ce a început să urce prima, un șuvoi de apă rece ca gheața le-au dat fleașcă pe toate. Când altă maimuță a încercat să urce la banane, li s-a întâmplat același lucru. La fel și cu a treia și cu a patra. În cele din urmă, maimuțele au înțeles că oricare dintre ele ar fi urcat, celelalte erau pedepsite cu un șuvoi de apă rece ca gheața, deloc plăcut. Ca să evite acest lucru, când una dintre ele încerca să urce pe scară, celelalte o prindeau și o loveau ca să o oprească. Deci, pentru că celelalte se simțeau în pericol, amenințate, fiecare dintre ele, când una ar fi încercat să se urce pe scară, ca să evite, da, șuvoiul de apă care nu le convenea, ce făceau? Tăbărau pe ea și o băteau, da? După un timp, nici o maimuță n-a mai îndrăznit să urce pe scară, cu toate că tentația era chiar deasupra lor. În acel moment, oamenii de știință, foarte mare atenție aici ce s-a întâmplat. Oamenii de știință au înlocuit o maimuță cu alta din afară. Deci au adus altă maimuță din afară care nu știa regula asta, da? Deci asta nu știa nimic. Și au înlocuit, au scos alta dinăuntru, da? Au introdus una nouă. Ce credeți că s-a întâmplat în continuare? Primul lucru pe care l-a făcut maimuțica nouă, nou venită în cușcă, a fost să încerce să ajungă la banane. Și ce credeți că s-a întâmplat atunci? A fost atacată, evident, de celelalte, care au bătut-o înainte să apuce să urce, da, pe scară. Deci a luat bătaie cea nou venită, neștiind ce îi se întâmplă, ați înțeles? Pentru că ea nu știa că dacă urca acolo, ar fi fost udate celelalte cu un șuvoi de apă rece. Deci pur și simplu a primit bătaie fără să știe de ce. Doar celelalte 4 știau de ce. După câteva bătăi, maimuțica cea nouă a grupului a renunțat să mai urce pe scară. Evident, vă dați seama, da? Că s-a învățat minte și a învățat lecția, deși n-a înțeles de ce ea primea bătaie când se urca pe scară. O altă maimuță, a doua, a fost înlocuită, deci alta, da? Și evenimentele s-au repetat. Deși nici asta nu știa de ce primește bătaie, da? După cum nici prima nu știa de ce primește bătaie. Prima maimuță recent introdusă a participat în mod egal alături de celelalte la bătaia aplicată nou venitei. Dragilor, deci nu numai că nu a știut prima de ce a luat bătaie și n-a fost de acord cu bătaia, dar când a doua nou venită
a primit bătaie că vrea să se urce la pe scară la banane, a participat și ea la bătaie. Ați înțeles? Deci, efectul de turmă. A intrat în gașcă, cum am spune noi, și au luat la bătaie pe cea de-a doua maimuță care a fost introdusă. Da? Maimuțica nouă. Deci împreună au bătut-o. O a treia maimuță a fost schimbată cu o alta și s-a constatat același lucru. Ulterior au fost aduse o a patra și o a cincea maimuță nouă, până când toate cele cinci maimuțe din grupul inițial au fost înlocuite. Deci, dragilor, niciuna dintre ele, rețineți, nu a fost udată cu apă. Da? Deci a fost un comportament perpetuat din cauza fricii de cealaltă serie de maimuțe, deși acum a fost înlocuită seria de maimuțe, care nu, da, toate erau noi, cum am zice noi, nu li se întâmplase chestia asta să fie udate, nu știau despre treaba asta și totuși se băteau între ele când una încerca să se urce acolo, da? Fără sens am putea să zicem. În cușcă se aflau acum cinci maimuțe care, cu toate că nu fusese răudate niciodată cu apă rece, continuau să o lovească pe oricare dintre ele ar fi urcat după banane. Cercetătorii au rămas uimiți în fața acestei descoperiri legate de presiunea grupului, despre asta este vorba, tradițiile și credințele pe care le perpetuăm fără să cunoaștem motivele. Dacă ar fi fost posibil să fie întrebate noile maimuțe, de ce o lovesc pe cea care urcă pe scară? Răspunsul ar fi fost, păi, așa se procedează aici. Întotdeauna s-a făcut așa. Dragilor, nu știu cum vi se pare această poveste, acest experiment, dar eu zic că ne regăsim foarte mulți aici. Facem lucruri pentru că așa le-am pomenit, așa ni se spune să le facem. Poate nici nu mai au sens în contextul nou, da? În timpurile noi și în contextul vieții noastre, dar le facem. Pentru că așa s-au făcut mereu. Deci sunt niște convingeri, obiceiuri, ați înțeles? Și obiceiurile și comportamente de maimuță le facem și noi. Și acum haideți să extragem câteva învățături care zic eu că ne vor clarifica mai bine ce avem de reținut aici. Păi, dragilor, acest efect de turmă care persistă, ați văzut, de la o serie la alta de maimuțe, nu se mai justifica, dar efectul de turmă a continuat, a persistat, deși nu avea nicio logică. De câte ori nu ni se întâmplă nouă, da, ca oameni, ia gândiți-vă la situația în care unii demonstrează, sunt diferite demonstrații cu caracter politic, social, pentru una, pentru alta. Și dacă sunt întrebați în mulțimea de demonstranți de ce se află acolo, pentru ce demonstrează, pentru ce luptă, ce cer ei și așa, și păi, nu știu, da? M-am venit cu un prieten, m-a adus nu știu cine, păi oricum, dar ce susții acolo poate împotriva valorilor tale, dacă ai niște valori, evident, da? Nici măcar nu știu câți dintre noi nu suntem care ne lăsăm mânați, ca să zic așa, în luptele altora din spate, da? Și noi doar ieșim la înaintare și suntem folosiți. Câți dintre noi nu fac chestia asta? Dragilor, despre ce e vorba? Adică sunt oameni care fac lucruri fără să le înțeleagă sau să știe de ce le fac. Oamenii care nu gândesc cu mintea lor, nu gândesc deloc, să nu vă supărați pe mine că spun asta, nu e despre noi aici, știți că întotdeauna persoanele de față se exclud, da? Sunt oameni care nu gândesc cu mintea lor, ci cu altora care se folosesc de ei. Și dacă le spune, bă, du-te acolo, nu mai vorbesc de ăștia de sunt manipulați politic, da? Că sunt plătiți sau neplătiți, sunt la serviciu, șeful e, nu zic partide, nu, nume, și face listă, știți că așa se procedează, da? La toate instituțiile
de stat, directorul, mă rog, cine e, șeful face liste, tabele cu toată lumea care trebuie să meargă să demonstreze acolo și să dea leaca cui să lipsească cineva, că l-a ras de pe fața pământului, da? Șeful l-a luat la ochi și ferească Dumnezeu, îl va tachina, vă spun asta din proprie experiență, da? Nu vorbesc prostii, știți că e adevărat și o să asistăm la lucrurile astea din nou, din păcate, da? O să înceapă nebunia cu campaniile. La anul știți că avem câteva campanii. Bun. Unde mai pui că sunt oameni care sunt agresivi și atacă alți oameni fără să aibă motive? Omul ăla, dacă este acolo în ceata de demonstranți și se ia cineva de el, se apără și atacă alți oameni, ați înțeles, fără să știe în numele dreptății pe care o are el în cap, fără să știe pentru ce luptă. Exact ca maimuțele din cușcă, care le băteau pe alea, ați înțeles, fără să știe de ce, că ele nu primiseră, niciodată nu fusese răudate cu apă rece. Deci facem asta. Facem lucruri cum? Din inerție, din lipsa gândirii critice, a responsabilității și lipsei voinței de a învăța din greșeli. Ce să facem, dragilor, dacă suntem slăbuți la minte, nu avem voință, ne lăsăm folosiți, manipulați? De asta am ajuns aici, să trăim aceste timpuri dramatice, tragedii în fiecare zi. Eu nu știu cum e pe la voi pe acolo, dar vă spun că ori aud mașina de pompieri, așa periodic, ambulanță, mașina de poliție cu girofarele. Ieri am venit de la Govora și când ne-am dus și când ne-am întors, câteva accidente pe drum, dar se întâmplă nenorociri și sunt gestionate unele. Bine, nu judec și nu bat pe toată lumea în aceeași oală, dar voi vedeți câtă incompetență crasă și câtă irresponsabilitate există la toate nivelurile, începând de sus în jos, că peștele de la cap se împute. Și auzeam un apel al unui comandant de poliție care spuneau că au fost ținuți departe, da, ca să protejeze, ăla era scopul lor, să protejeze demnitarii, anumite persoane suspuse, care fac, din păcate, da, fac tot felul de lucruri sub acoperirea acelei imunități, da, că ei se bucură de imunitate, sunt mai presus de lege. Apropo, că noi zicem că nimeni nu e mai presus de lege, uite că sunt oameni pe care noi i-am pus mai presus de lege, da? Și acești oameni fac legea. Deci ei sunt mai presus de lege, dar ei fac legea. Legea e făcută pentru cine? Pentru plebe, pentru noi ăștia de rând, așa, da? Ei sunt deasupra legii. Ei, beizadelele lor, amantele și rudele și așa, da? Dar noi trebuie să aplicăm legea. Și atunci, acești oameni, în loc să apere drepturile noastre ale cetățenilor, apărau demnitarii care trebuie să ajungă la nu știu ce club în siguranță, trebuie să, ați înțeles, da? Era, despre asta era vorba, despre un club cu fițe, așa era denumit, unde acolo este frecventat și oamenii legii trebuie să se ocupe de alte chestii, nu de populația așa și de prioritățile noastre. Da. Bun, pare dur și science fiction și eu știți că nu am obicei, eu am o viziune pozitivă așa, dar dragilor, nici nu-mi lipsește mintea critică, adică să știți că văd lucrurile, cât aș avea eu această atitudine pozitivă și o am, chiar, eu chiar cred în schimbare, da? Poate că unii dintre voi nu mai credeți și aveți dreptate să nu mai credeți, da? Fiind atât de compromisă și clasa politică și, cum să zic, multe instituții, să nască femeia pe stradă, să fie trimiși oameni acasă și apoi să moară, da? Că nu sunt diagnosticați corect sau am mai auzit despre o femeie care era în travaliu, trebuia să nască, a ajuns la UPU și au diagnosticat-o cu hernie, da? Și au băgat-o în operație să opereze de hernie și acolo au dat peste bebeluș care vroia să iasă.
Deci vă imaginați femeie la 9 luni, chipurile nici ea nu știa că e însărcinată, deși mai avea copii acasă. Deci se întâmplă niște lucruri, deci pur și simplu nu poți să crezi că există așa ceva și că se poate întâmpla, că sunt reale. Și totuși trăim niște timpuri în care aceste lucruri se întâmplă. Și se întâmplă, să știți, cu acordul nostru al tuturor, pentru că noi ne alegem clasa politică, pentru că noi îi susținem, noi le lăsăm folosiți, noi avem, intrăm în spiritul de turmă, am venit aici astăzi cu această poveste, cu acest experiment, nu e poveste, să ne înțelegem, este o poveste după un experiment care încearcă să explice cum funcționează mintea noastră din punct de vedere psihologic în condițiile de grup, da? Atunci când suntem în interiorul, facem parte dintr-un grup. Deci facem lucruri din inerție, din lipsa gândirii critice. De cele mai multe ori, această inerție ia naștere, mare atenție, din delăsare, din renunțare, din lene, din lipsă de implicare, adică tu nu faci nimic pentru că nu vrei să gândești și să simți. Și asta poate fi și din lene, din delăsare, dar poate fi și dintr-o frustrare imensă. Poate fi și dintr-o mentalitate, deci eu aud asta la modul, păi de ce să mă duc să votez, că cine trebuie să iasă, tot așa ies lucrurile, dar poate nu. Ia du-te tu acolo să-ți exerciți dreptul tău, măcar să știi că ai fost acolo și să vedem ce se întâmplă, se întâmplă după aceea. Dar tu du-te și fă-ți datoria față de tine și față de ceilalți. Măcar nu mai arunca după aceea pe ăilalți, da? A, păi n-a fost bine. V-ați dus voi și i-ați ales pe cutăriță. Uite, acum ați convine. Dar tu de ce nu te-ai dus să-ți exprimi părerea și să votezi pe altcineva? Da? Deci, cum să vă zic, noi oamenii aruncăm vina pe ceilalți, ne place să facem asta, să acuzăm, să judecăm, să criticăm, dar să nu ne asumăm. Fără asumare, fără implicare personală, da? Dar în schimb, observ că parcă din ce în ce mai mult în ultimul timp sunt voci, se ridică voci, care încep să mai și spună din interiorul instituțiilor ce se întâmplă, da? Lucruri urâte, reprobabile, imorale, ilegale se întâmplă, da? Și încep să iasă la suprafață. Sunt mizerii, colcăie, sunt mizerii, dar uite, trebuie să aflăm și despre asta. Trebuie să știm. Și dacă avem acest sentiment de lehamite, da? Vă înțeleg că vă spun că și pe mine mă ia greața uneori când aud. Efectiv, visceral mă ia greața, da? Când aud asemenea lucruri, că se întâmplă. Cine se comportă ca maimuțele, pățește ca ele, da? Este important să observăm, să comunicăm și să învățăm să ne respectăm unii pe ceilalți. Sunt situații când oamenii acționează inconștient, în virtutea inerției, cum spuneam. Fac rău altor oameni ca să câștige anumite avantaje, poziții sau pentru că li se cer. Se pune presiune pe ei și tot mai spuneam, da? Că șefii tind, au această... Au și ei ordini, să ne înțelegem, da? Deci șeful de partid pune presiune pe șefii de descentralizate, da? Deci pe șefii de instituții, care la rândul lor fac tabele cu cei care trebuie să voteze în favoarea lor, așa cum trebuie, da? Sigur că așa este, mai sunt unii care fentează. Știi, se mai întâmplă și de-astea, nu ies voturile la numărătoare, adică pe tabel trebuia să am 40 de voturi pentru nu știu ce partid și nu știu ce persoană și de fapt acea persoană în urnă s-au găsit doar 30, să zicem, da? Se mai întâmplă și de-astea. Să știți că știu de acolo pentru că am fost și în secția de votare, am fost, da, m-am ocupat de lucrurile acestea și știu cum se face. Bun, deci... urmează campanii politice, spuneam, circ, mascaradă, manipulări și experimente pe noi, din păcate.
pe care noi le acceptăm. Și aș avea, deci, un apel către oamenii angrenați politic. Acum nu știu unde o să audă, unde o să ajungă acest video și cât o să-l vadă persoanele care fac politică și care fac politică în primul eșalon, da? Pentru că restul, ce să vă spun, sunt trepăduși, pun afișe, pun flyere în cutiile poștale, deci ăștia săracii sunt, nu, mesajul nu e pentru ei, să știți. Indiferent cât ar fi de ofertante anumite promisiuni ale șefilor de campanie sau de partid, evident, că sunt împreună șeful de campanie, campania, da, de promovare a partidului respectiv, care vine cu platforma și cu politica și cu strategia, da, așa, cât ar fi de ofertante promisiunile, mai întâi să se gândească la binele copiilor lor în viitor. Da? Nu la binele imediat, pentru că ei le promit marea cu sarea. Știu cum se face. Le promite un job nou, le promite ți angajezi copiii, îți fac, îți drept. Și oamenii, pentru că sunt egoiști și se gândesc la interesul lor imediat, propriu și personal, pierd din vedere binele colectiv și fiecare dintre noi o să ziceți și eu dacă aș fi acolo, tot așa aș proceda. Da? M-ar interesa de mine. Restul, da, după mine potopul. Dragilor, eu vreau să vă spun încă o dată și acum poate mi-o luați în nume de rău. Dacă vreți să mă credeți și să mă luați în calcul, poate aude cineva acest mesaj și care are nevoie. Cu cât suntem mai mici, mai egoiști și cu cât ne urmărim interesul personal și atât în detrimentul interesului colectiv, ne-o luăm în freză, pe românește, ca să știți. Ne tăiem craca de sub picioare. Și leadership-ul este despre a pune interesul colectiv în fața interesului personal. În schimb, lucrurile stau altfel la noi și pe vremea lui Caragiale, doar știți bine cât a surprins omul ăsta, asemenea parodii, da? Cum, cât a surprins el circul care se face și toate sforile și mașinațiile care se pun în mișcare, ca să zic, când sunt alegeri și în general la nivel politic. Da? Vreau să vă spun așa, sunt oameni care zic, pe mine nu mă interesează politica. Vreau să spun că și în legăturica de pătrunjel, de o cumperi tu de la piață, de la tanti Lenuța, de la cucuieții din deal, să știi că și n-aia este politică. Pentru că femeia are sau nu are acces în piață, are sau nu are bani să-și plătească masa, tot ce investește ea acolo, că își pune o folie pe pătrunjel să-l protejeze, că udă, da? Își udă grădina și tot ce face ea ca să îngrijească culturile și legumele și verdețurile și ce vinde ea în piață, toate țin de politică. Și îmi spunea un nene care vindea flori. Zice, am întrebat niște petunii, nu știu ce erau, voiam să cumpăr să pun în grădină. Și zic, cât e petunii, așa? Zice, doamnă, nu mai țin minte, 2 lei, parcă a zis așa, un fir de petunie. Zice, doamnă, mă credeți că eu nu mi-au ajuns banii ca să plătesc factura la apă? Nu am avut, mi-a venit factura de 3.000 de lei, nu știu, deci asta era pe primăvară. Și zice, eu de aici nu scot și eu sunt pe pierdere. Deci sunt atât de mari costurile încât noi nu reușim să facem față. Și sunt oameni care din asta trăiesc, ar trebui din asta să trăiască, dar nu se mai întâmplă asta. Pentru că sunt cocoșați de obligații și fiscale, da? Dar și obligații din astea de a-și plăti apa, electricitatea și toate cele care se consumă, da? Ca să produci, sigur că consum, da? Și apă și curent și toate cele și alte lucruri care sunt de folos. Deci, dragilor, dacă ne gândim la interesul propriu imediat, vom avea un câștig care va fi limitat. Dar dacă ne gândim
la interesul general pe termen lung și facem ce trebuie conform moralei, conform conștiinței și conform binelui, binelui mai înalt, evident, vă asigur că cu toții vom câștiga pe timp mai îndelungat. Pentru că am ajuns în această fundătură, din punctul meu de vedere, suntem într-o fundătură, într-un colaps și în sănătate, și în învățământ, și economie, și fiscalitate, și... Deci, peste tot este haos, dragii mei. Haos. Am ajuns aici cu acordul nostru tacit. Suntem chiar complici. Deci, atâta timp cât tu faci jocurile și acoperi pe X și pe Y și te faci că nu vezi, da, eu sunt mii, nu știu nimic, ești complice, ca să știi. Deci asta este perspectiva lui Dumnezeu și asta este și perspectiva dacă tu știi că unul s-a dus la furat și știi ce are de gând să facă, da, și nu intervii cu nimic acolo, da, sau nu să faci ceva, să-l tragi pe ăsta de mânecă, bă, vezi, este treaba ta că nu e bine ce faci, da, deci dacă nu te bagi, ca așa, nu mă bag, știți? Adică spiritul ăsta civil nouă ne lipsește cu desăvârșire. Trec oamenii pe lângă oameni care se bat în mijlocul străzii și nu intervin, se omoară, se bărbatul cu femeia și tot felul și nu întreabă, nu intervin, nu se bat. Așa. Deci, dragilor, dacă facem chestia asta, suntem complici și noi. Ați înțeles? Deci nu numai la nivel declarativ, nu că am spus-o eu. Da? Nu că zic eu ceva, vreau să jignesc pe cine, să nu luați așa personal, da? Deci pur și simplu este, vorbim aici despre niște situații care știți că se întâmplă și astea sunt efectele pe care le tragem cu toții. Ajung niște oameni în niște poziții și îți dă cu piciorul în fund pe urmă, mulți nici măcar nu-și mai aduc aminte de promisiuni. Du-te, mă, Dacilea, te ia în șuturi, ieși afară din biroul meu. Am zis eu așa ceva, eu nu mi-aduc aminte. Credeți-mă, vă vorbesc din viață. Și te alegi, deci tu ești plin de venin și de frustrări atunci. Că ai făcut niște lucruri împotriva conștiinței tale, nu te-ai ales cu nimic, te-ai ales, adică, cu șuturi în fund. Te-ai ales cu umilințe, cu degradare, te-ai ales cu ce? Cu multă amărăciune, furie, venind și uite așa, dragilor, am mai pus acolo, da, în norișorul ăla întunecat, care este conștiința colectivă, am mai pus acolo niște energie de joasă vibrație. Nu ne convine ce vedem la știri, dar să știți că este ceea ce am creat cu toții, închizând ochii, gândind că merge și așa, tolerând oameni incompetenți, irresponsabili, egoiști și profitori, încurajând corupția, dând mită și altele. Da? Și cum spuneam, din punctul meu de vedere, toate sunt în colaps. E un haos general peste tot. Guvernanții sunt foarte ocupați, se ocupă de problemele lor, acum aranjamente politice înainte de campanii și de alegeri, se fac schimbări, sunt strategii, sunt chestii, n-au ei timp de rezolvarea problemelor poporului, da? Au treburi mai importante ei decât așa ceva. Și știți ce, dragilor, în timp ce suntem mai preocupați de războiul altora, da? Și mă refer aici, știți, la războiul fizic, vorbind Ucraina și Rusia și așa, războiul nostru intern se împețește. Și la ce mă refer aici? Drogurile și alcoolul ne omoară copiii. Un sistem de sănătate mai bolnav decât bolnavii de care se ocupă. Cu doctori care ne pleacă în străinătate. Deci doctorii capabili ne pleacă în străinătate pentru că nu sunt valorizați aici, pe bune. Da? Iată volumul de muncă foarte, foarte mare, niște condiții de presiune extraordinare. Nu sunt apreciați, nu sunt motivați și atunci pleacă. Și rămân alții incompetenți sau depășiți de situație de cele mai multe ori și tocmai spuneam de doamna care trebuia să nască și a fost operată de hernie. Deci dacă poți să crezi așa ceva, da? Deci un sistem bolnav, un sistem de educație care încurajează analfabetismul.
Le-au luat copiilor tablete și ei nu știu să citească, dragii mei. Și vedeam că în Suedia sau nu știu unde renunță la tablete și la digitalizare în favoarea manualelor fizice, pentru că au ajuns la concluzia că sunt din ce în ce mai mulți analfabeți. Și așa este și la noi, să știți. Părinți care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii pe aici, pe acolo, oameni care conduc în poziții foarte importante, cheie, dar habar n-au ce să facă și ce conduc. Deci auzisem că la bugete, da, la așa, e un nene care, deci eu nu știu, să știți, dar și nu vreau să zic nume sau, dar pur și simplu nu sunt în domeniul lor. Aia este discuția. Pentru că dacă el e bun pe ceva, dar e pus să conducă un minister care e cu totul și cu totul altceva și omul ăla habar nu are despre specificul muncii, cum să conducă, frate, bine dacă el n-are nici măcar idee? Că și ia consilieri, de acord, consilierii au scopul de a, cum să zic, de a ne ajuta să ajungem la soluțiile cele mai bune, da? De a pune cap la cap mai multe strategii, mai multe gândiri, că unde sunt mai multe minți, e mai multe idei și mai mult bine ar trebui să fie de acolo. Pe când, dacă un om care habar n-are ce conduce și nu știe cu ce se mănâncă sectorul ăla, domeniul lui, ministerul lui, de unde să aibă ăla, sigur că va lua decizii eronate, sigur că se va lăsa manipulat și ăla la rândul lui de alții care știu despre ce e vorba și își urmărește ăia interesele. Of, of, of. Deci, în general, să știți că vorbim despre un sistem de stat tixit de slujbași inutili și sunt mulți oameni nemulțumiți. Îmi spunea o doamnă, doamnă, știam biroul respectiv, da? Mă duceam să plătesc acolo niște taxe și era un birou așa de 3x3, cred că avea. Și erau 4 birouri acolo, 4 birouri. Și la un moment dat îmi zice doamna, m-am întâlnit cu dânsa, zice doamna Camelia, zic, ce mai faceți, doamnă, așa, așa, zice, da, nu prea bine, zice, doamnă, își bagă pailor. Au mai făcut loc la un birou, al cincelea, n-a mai venit una, habar n-are. Suntem acolo două vechi, da, cu experiență care știm despre ce e vorba, restul sunt habarniste, dar mănâncă și el o pâine. Sunt pilele lui și lui Y, dragilor. Deci, ca în acest exemplu, știți cât sunt. Deci, Colca e un aparat de stat supra încărcat într-un mod inutil. Ca oameni care sunt plătiți de unde? Din bugetul de stat, nu? De la mine, de la tine, deci așa. Deci, mai este iarăși și un sistem fiscal care sugrumă micul întreprinzător, care se străduiește să facă ceva. Deci, dragilor, mediocritate la toate nivelurile. De ce? Pentru că se perpetuează legea junglei, cel mai tare îl omoară pe cel mai slab, au dispărut valorile umane, calitatea genei umane scade, da? Vedeți, drogații, alcoolici și dependenții și așa ajung de, din cauza dependenței, omoară oameni care ar putea să facă ceva la o adică mult mai capabili și mai valoroși. Am ajuns în această situație. Deci exact legea junglei. Deci oamenii de valoare se împuținează, oamenii se lasă cumpărați ușor pentru că nu au curajul să se opună și să se lupte cu un sistem șubred și bolnav. Nu există credință și de aceea oamenii se comportă ca animalele în junglă uneori. Deci, nu ne dăm seama că în felul acesta ne tăiem singuri, cum spuneam, craca de sub picioare, atât nouă, cât și copiilor noștri. Dragilor, aici e durerea mea mare, pentru că eu am 62 de ani și nu știu cât îmi va mai da Dumnezeu, poate 10, poate mai puțin, poate mai mult, dar mă gândesc la nepoții mei, la copiii mei, da? Mă gândesc la generațiile viitoare. Ce viitor? Vedeți, și auzeam tineri care spuneau, păi plecăm. Deci tinerii care vin în cabinet la mine, adolescenți, asta visează.
Și zic, da, dar dacă înveți carte și ești un om de valoare, reușești și în România, le spun eu. Ce în România, doamnă? Nu, nu, aici și să vrei să faci și ai valoare, nu ți-o recunoaște nimeni, e foarte greu de așa, e un sistem așa, corupția una alta și încep. Deci să știți că tinerii știu mai mult decât noi ce vor. Sunt foarte ancorați, ca să zic așa, în realitate și foarte hotărâți să facă lucruri pentru ei. Dar vedeți, dacă copiii ăștia capabili ne pleacă. Valorile în toate domeniile ne pleacă. Chiar și muncitorii, muncitorii da, calificați. Nu mai găsești, frate, cu cine rămân dorei. Dorel, știi cine e Dorel, da? Muncitorul care habar n-are ce face acolo, da? Specialistul minune care le face fix, fix cu fundul în sus. Bun, dragilor, hai că v-am făcut capul calendar, da? Deci, eu zic că am zis lucruri pertinente. Dacă nu sunteți de acord cu ele, vă rog să-mi spuneți acolo că nu mă supăr, putem să facem un dialog, dar măcar nu-mi stricați vacanța, vă rog eu din suflet. Lăsați-mă și pe mine să stau liniștită câteva zile, să-mi mai aerisesc așa creierii și puteți să mă înjurați, puteți să, da, după aia, da, lăsați-mă să mă bucur de vacanța asta. Bun, o să trec la întrebări acum. Și am o întrebare, doamne, nici nu știu de la cine este asta prima. Cred că este de la Octavian Călbenușă, că n-am scris. Și zice el așa, da, de la el e, că el a făcut și câteva, e un comentariu mai mare. Pun ghilimele acum, da? Dumnezeu a creat omul fiindcă a fost nemulțumit de maimuță. Este un citat din Mark Twain. Oamenii, Homo sapiens, sunt o specie de primate. Ei sunt singurii membri existenți ai subtribului Hominina și împreună cu cimpanzeii, gorilele și urangutanii fac parte din familia Hominide, adică maimuțe antropoide sau hominizi. Oamenii sunt animale de uscat, caracterizate prin postura erectă și locomoția bipedă, dexteritatea manuală mare și utilizarea intensă a uneltelor comparativ cu alte animale și utilizarea limbajului complex în comparație cu alte comunicații animale, creiere mai mari, mai complexe decât alte primate. Pare că avem o scuză că uneori unii din noi ne comportăm ca niște maimuțe. Vă întreb, zice Octavian, jignim maimuța sau omul pentru comportamentul de zi cu zi? Da, mi-a plăcut întrebarea ta, Octavian, și comentariul este pertinent. Chiar dacă poate fi amuzantă întrebarea, este, cum să vă zic, un adevăr crud. Este un adevăr dramatic. Și, dragii mei, dacă maimuța este animal, da, încadrat în specia respectivă, condus de instinct, pentru că animalele sunt conduse de instinct, deci sunt sub nivelul nostru de evoluție, maimuța are tot dreptul să aplice legea junglei, pentru că este mediul în care trăiește, da? Ea trăiește în junglă, aplică legea junglei, este dominată de instinctul de supraviețuire, deci acționează în baza instinctelor și asta este ea, în firea ei, da? Animalică, spre deosebire de maimuță. Omul este, om, e altceva, a trebuit să fie educat, are un creier mai evoluat și folosește limbajul. Dar nu trăiește nici în junglă, el trăiește în societate. Adică printre alți oameni. Și dacă maimuțele trăiesc în junglă și este justificat comportamentul lor agresiv și animalic, omul civilizat, educat, trăiește în societate, printre alți oameni și pentru că este ființă spirituală în corp fizic, ar trebui să fie condus de rațiune și inimă, de spirit, nu de instincte ca animalele. Din păcate, dragii mei, sunt oameni la nivel animalic. Da? Deci, la nivel de dezvoltare în conștiință, sunt la nivel animalic. Degeaba au poziție bipedă, merg pe două picioare și au poziția verticală și aspect de om, că sunt la nivel animalic și reacționează în baza instinctelor.
Cu cât un om este mai puțin dezvoltat, cu atât este mai ușor de manipulat și de cumpărat. Da? Deci, apropo de tema noastră de astăzi. Deci, asta este cu această comparație. Da? Nici, deci, e ca și cum am comparat mere cu pere, care pe care face de rușine. Deci, sunt lucruri cu totul și cu totul diferite. Alex Chițu are câteva întrebări. De ce victima devine agresor? Ce poate împiedica acest proces? Dragii mei, victima devine agresor pentru că împrumută tiparul. Este ceea ce cunoaște, da? Cel agresat pur și simplu preia tiparul de agresiune. Deci preia acest model al opresorului și este mânat de răzbunare, furie, frustrare pe care le proiectează pe alții mai slabi ca el. Și întotdeauna un om abuzat va fi abuzator pentru altcineva, să știți. Călăul care chinuie victima, victima devine călău la rândul ei. Deci, pur și simplu, este un triunghi, da? Așa este în psihologie, pur și simplu văzut. Așa se întâmplă lucrurile. Și uitați-vă, gândiți-vă în viața voastră, în situația voastră, oameni răi care agresează alți oameni, care fac rău altor oameni. Uitați-vă la aceia cărora li se face rău, da? Suportă agresiunile, uitați-vă la comportamentul și atitudinea lor. Cum ar trebui să stopăm acest cerc vicios? Păi ca acest proces să nu se perpetueze, ar trebui ca omul să fie conștient de sine și să-și depășească pulsiunile, instinctele. Da? Ar trebui, deci asta numai un om puțin, cum să zic, mai puțin evoluat, da? Adică să evolueze și el, nu să treacă de nivelul animalic. Atâta timp cât omul este la nivelul acela jos, sigur că el va fi condus în viață, ca să zic așa, de instincte, de lucruri rudimentare, nu are valori, ambiții, obiective, chestii de-astea așa, mai soft așa, da? O mentalitate rudimentară, un caracter îndoielnic, sau poate să fie, cum să zic, adică situațiile pot să fie foarte variate, să știți. Foarte variate, dar noi vorbim aici despre oamenii, în general, la nivelul ăsta, sunt oamenii care se comportă ca maimuțe, da? Și fac mult rău. Își fac lor rău, fac celor dragi din jurul lor mult rău, și direct și indirect, și în general tuturor ne fac rău, având în vedere nivelul conștiinței colective. Bun, a doua întrebare de la Alex. Cine se scuză, se acuză? Nu neapărat. Sunt oameni care atunci când greșesc, simt nevoia să se scuze, da? Și să vină cu explicații și îmi vine în minte, o să vă dau un exemplu chiar al meu personal de astăzi. Am fost într-un magazin, mi-am cumpărat ceva și când am ieșit, am plătit la casă tot, pionea, da? Sistemul ăla de protecție, da? De identificare al infractorilor pe care îl au ei la ușă. Și când am trecut pe acolo, a piuit. M-am întors, a făcut doamna cu produsele pe care le cumpăram, probabil să le demagnetizeze, să le facă ceva, da? Ca să nu mai piune, iar și am trecut pe acolo, iar a piuit. Iar m-am întors. Până la urmă, eu vă spun din proprie așa inițiativă, i-a fost rușine doamnei, s-a uitat la mine. Cum să zică să se uite în geanta mea? Eu i-am zis, doamnă, vă rog eu frumos, uitați-vă în geanta mea și dacă am ceva care credeți că ar fi motivul pentru care piuie acest dispozitiv, haideți să vedem ce e de făcut. Da? S-a uitat doamna, mai așa, mi-a oprit niște lucruri acolo, iar m-a pus să trec, iar piuia. Până la urmă am trecut așa, cu el piunind, da? Dar în momentul acela m-am gândit că o persoană vinovată care ar fi furat, ia ghiciți cum s-ar fi comportat. S-ar fi apărat devenind agresivă.
Alo, cocoană, păi nu ți-e rușine, te uiți la mine, adică mă acuzi pe mine că eu fur? Mă faci pe mine hoață? Deci ăștia așa fac, ca să știți, da? Simt nevoia să se apere devenind agresiv. Da? Și o ia personal și dramatizează, se victimizează, fac o tragedie, teatru joacă. Ați înțeles? Nu, frate, am fost, vă rog frumos să vă uitați în geanta mea, nu m-am, n-aveam ce să, așa, să... Eu eram acolo să lămuresc problema, da? Să nu mai piuie sistemul ăla, că să se lămurească femeia ce e cu ăla acolo, da? Bun, deci nu neapărat să știți că cine se scuză se acuză. Sunt oameni care fac asta și vă dădeam exemplu că o fac într-un mod ostentativ. Vin acolo cu explicații multe, gargară multă, butoaiele goale, da? Fac gălăgie multă. Oamenii ăștia sunt foarte gălăgioși, ca să știți, da? Dar sunt și oameni onești care simt nevoia să dea niște explicații, nu neapărat că se simt vinovați cu ceva, dar ca lucrurile să fie foarte clare, transparente, cum am făcut și eu astăzi la magazinul respectiv, să nu existe îndoieli, da? Pur și simplu, vor să fie lucrurile clare și e foarte în regulă, deci nu neapărat cine se scuză se acuză. Ce este manipularea emoțională și cum se manifestă? Dragii mei, sunt multe, multe de vorbit aici și dacă îmi permiți, Alex, doar o să trec în revistă un pic și din lipsă de timp poate reluăm această temă, această întrebare, poate chiar facem o temă de sine stătătoare, ce este manipularea emoțională și cum se manifestă, pentru că este foarte importantă și o să trecem prin niște campanii, cum spuneam, de alegeri. Și se va folosi foarte mult această manipulare emoțională, să știți. Deci, manipularea emoțională este o tactică, o strategie prin care o persoană caută să controleze sau să influențeze gândurile, emoțiile, comportamentul altei persoane folosindu-se de emoțiile, sentimentele și vulnerabilitățile acestei persoane. Da? Deci o atinge la coarda sensibilă, cum am zice noi. Și am să vă dau acum niște exemple de cum se manifestă această manipulare emoțională. Dar doar le trec în revistă, nu intru în fiecare, deși eu m-am pregătit, să știți, cu fiecare, dar constat că trece timpul repede și v-am spus că sunt contratimp. La 5 trebuie să... fiu urcată și să, cu bagaje cu tot. Deci, sunt așa. Deci, această, cum să zic, folosire a vulnerabilităților și a sensibilităților, punctelor slabe, ca să zic, omul respectiv care manipulează, se folosește de anumite emoții ale persoanei respective pe care le cunoaște ca să își exercite influența asupra ei. Altă modalitate, jignirile subtile sau critici mascate, învinovățirea este iarăși, ca să știți, o tactică de manipulare emoțională. Ignorarea, adică omul care ignoră, să știți că este o strategie de manipulare emoțională. Ignorarea unei persoane doare foarte tare. Confuzia și contradicțiile, adică dacă nu pot să-l lămuresc, măcar să-l smintesc, să-l amețesc, să-l așa, deci să creez confuzie. Este tot o strategie, ca să știți. Manipularea cu empatie. E mult de discutat și aici, dar joacă teatru acea persoană, în fine, se preface că e empatică, că intră acolo ca să intre în sufletul omului și după aia lucrează, da? Intrând acolo în sufletul omului, lucrează. Amenințări mascate. Și asta e, vă dați seama ce. Deci, manipulatorii pot să folosească amenințări subtile sau mascate pentru a-și atinge scopurile. Izolarea socială. Să știți că este un abuz, da, abuz îi zicem noi și este o tehnică de manipulare emoțională, se practică în anumite grupuri și organizații, deci pur și simplu sunt oameni izolați social.
Da? Nu sunt băgați în seamă și ei se simt așa. Este o formă de a pune presiune pe el, de a-l obliga să se alinieze, ca să zicem, și o să fie de-astea multe acum cu campaniile. Deci cine nu vrea să voteze cu șeful, să se ducă la demonstrații sau așa, va fi izolat. Da? Să vă așteptați la asta. Și nu știu cine își asumă treaba asta, că nu ne convine, niciunuia nu ne place treaba asta, da? Bun. Este important să fim conștienți de asemenea comportamente și ce se ascunde în spatele lor și să nu ne lăsăm păcăliți și să ne dezvoltăm puterea, zic eu, puterea de a le face față din punct de vedere emoțional. Și ultima întrebare de la Alex, cum pot, e un citat din poezia Dacă de Rudyard Kipling, care sunt niște versuri, da? Poți să nu-ți pierzi capul când toți în jurul tău și l-au pierdut pe al lor găsându-ți ție vina. Și cum interpretez eu, da? Cum să nu-ți pierzi capul când toți și-l pierd și te acuză pe tine? Și mi-ar fi plăcut, dragilor, foarte mult să am timp să vă citesc toată poezia, care din punctul meu de vedere este un testament educațional al părintelui, orice părinte care își învață copilul să fie om. Da? Pentru că despre asta este vorba. Și acest citat din poezia Dacă de Kipling subliniază ideea că în ciuda tuturor presiunilor și criticii din partea celor din jur, ar trebui să rămânem demn, calm și vertical. Și să nu uităm că suntem oameni. Și a fi om înseamnă să fii vertical, înseamnă să ai valori, să știi ce vrei, să nu faci pact cu diavolul și să-ți vin sufletul diavolului pentru 2 lei, pentru nicio sumă. Da? Pentru că nu se merită. Îți vinzi conștiința, binele, liniștea, sănătatea și a ta, și a familiei și a urmașilor tăi. Și sunt oameni care fac asta din păcate și nu-și dau seama ce fac. Deci, în acest citat se vorbește despre faptul că mulți oameni pot să-și piardă echilibru, să devină, nu știu, irascibili, nervoși, să acuze pe alții pentru propriile lor probleme sau eșecuri, indiferent că se întâmplă asta, dar să avem puterea și curajul să rămânem demni. Și ar trebui, da, să avem pe Dumnezeu aproape, foarte mult ne ajută credința, să avem autocontrol, să avem o judecată clară, o minte clară și să fim înțelepți, să nu ne lăsăm târâți în provocările acestor oameni fără caracter pe la nivelul de maimuță despre care am vorbit în experiment și poveste. Și ultima întrebare de la Elena Matei. Zice ea, mănâncă sau vei fi mâncat. Asta e legea junglei pentru animale. Dar oamenii o aplică mereu. Ce-i determină pe oameni să se mănânce mai ceva ca în junglă? Există o lege total opusă legii junglei. Există, Elena, și această lege, legea opusă legii junglei, este legea iubirii pe care n-am inventat-o eu sau tu, este legea lăsată nouă de creatorul nostru. Legea iubirii. Dacă noi am iubit necondiționat, ne-ar fi bine, am fi sănătoși mental, emoțional și fizic și din sănătatea, din ceea ce suntem noi oameni, da, buni, că am fi oameni buni, da, sigur că atunci fiecare dintre noi am creat din dreptul nostru o lume mai bună. Prin copilul meu, prin nepotul meu, prin oamenii pe care eu îi ating și îi influențez, da? Fiecare dintre noi ne aduce aportul, contribuția în lume, influența prin ceea ce suntem. Și mentorul meu, John Maxwell, zice că toți suntem lifturi, unii îi urcă pe oameni în sus, îi ridică, da? Îi ridică, îi ajută, devin mai buni, dar unii îi duc pe oameni în jos, din păcate, da? Au o influență negativă asupra lor. Dragilor, am reușit să ajungem la final, da, a durat ceva, vă mulțumesc pentru răbdare, uitați-vă la emisiunea de la ora 7, am pus eu acolo pe Facebook, dacă o să am timp din aeroport, da, o să
spun după aceea, așa? Uitați-vă la emisiune, poate îmi dați și un feedback, reflectați la legea junglei și la maimuțe, la experiment, reflectați fiecare dintre voi, dintre noi, la situația noastră particulară, cât ne lăsăm manipulați, cât acționăm fără cap, cât facem jocurile altora din culise, da? Și ăștia sunt păpușari. Da? Și o să vedeți la emisiune că de multe ori, da, păpușarii își pun pe mâini, pe degete, niște păpușele care sunt legate cu niște ațe și din culise ei efectiv mânuiesc acele păpușele. Ei, cam asta suntem, să știți, cei mai mulți dintre noi. Și vă las cu ultima idee, mi-a plăcea tare, tare mult să ne lăsăm manipulați cu toții de Dumnezeu. Ați înțeles? Să-L lăsăm pe Dumnezeu la pupitrul vieții noastre și să facem jocurile lui Dumnezeu, să avem curajul să ne lăsăm în grija Lui. Vă iubesc, aveți grijă de voi, o să ne vedem săptămâna viitoare, pe miercuri, cred, da? Deci, de poimie într-o săptămână. Vă țin la curent cu aventura mea și nu uitați că doar iubirea și unirea salvează omenirea.